Frumos. Inimioare pentru Floricica, vă rugăm. Și am un mesaj pentru tine, Floare, fii atent aici. Ovi... Iubesc! Eu îmi dau viața, mă! Mă, oameni buni! Știți cât de mult îmi dau viața eu pentru voi? Dar nimeni nu știe. Dacă ar zice Dumnezeu! Dacă ar zice Dumnezeu! Ovi, ajută pe Floricica să deschidă un cont de YouTube. Are, oameni buni, un cont de YouTube. Lumea poate dona. Câte puțin. Dacă ar zice Dumnezeu! Cine vrei să trăiască? Floricico... Pe pământ, ori să mor tu, să-ți iau viața. Și ce i-a spune lui Dumnezeu? Ascultați-mă! Vedeți, am obosit că sunt bolnavă eu. Prefer să-mi luați mie viața să fie pace pe pământ. Dai. Să fie bine toată lumea. Asta i-a spune lui Dumnezeu! Ai ceva cu teroidiana probleme? Da! Cu teroidiana ai? Operația. Ai fost și operată? Am fost, am refuzat operația de 3 ori. Ai refuzat-o? Am înțeles. Oameni buni, cei care vor să doneze, să o ajute pe Floricica Dansatoarea, pe contul ei, Floarea Dragomir, are IBAN-ul și BIC-ul. Vă rugăm frumos să mergeți acolo, să donați cât puteți acolo. 1 leu, 10 euro, 50 de euro, cât vă lasă inima și sufletul. Cât vi se rupe sufletul și inima, eu nu cerșesc, nu vreau milă de la nimeni. Pentru că mulți mă judecă că cerșesc. Cine are credință în Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu, ar putea să ajută, vorba vine, cu un leu. Nu cer mai mult. Normal. Un leu. Pe Facebook-ul meu, unde 2000, 40.000, cât sunt urmărită, ca să știe lumea. Facebook. Acum ai 256. 256 de mii de urmăritori. Ăla este Facebook-ul meu și contul meu bancar e de la BCR și ce mai... Floarea Dragomir e numele, nu? Dragomir. Și jos Floricica Dansatoare. Oameni buni, distribuiți și videoul acesta să ajutăm. Poate ajunge la urechea unui om, unei familii care dorește să o ajute pe Floricica. Floricica, m-ați întrebat unde este. În București ești, Floare, nu? Da, în București. Stau în București. În București stă Floricica. Să fie pace, zice Corina. Să fie pace, să dea Dumnezeu la toată lumea luminată și la tot globul pământesc să nu fie război. Floricico, ia povestește-ne un pic treaba cu televiziunile, că tu știu că ai avut niște probleme cu televiziunile, în care ai mers și te-or folosit și nu te-or plătit oarecum. Da. Chiar te rog să ne spui acolo, să-i facem așa de rușine aici. Da, am fost la aia mor, șeful de la Antena 1. Antena 1 m-au făcut țigan, că m-au jignit dintr-un român și un țigar. Uh-huh. Dar chiar dacă suntem țigani, suntem tot oameni. Nu m-a plătit, am fost la aia mor. Ai umor. Le-am dat, da, le-am făcut mare rating, a intrat pe primul loc, din cauza mea, că m-a iubit lumea și nu m-au plătit cu niciun ban. Am lăsat capul jos și fug de mine. Televiziunile nu mă bag în seamă. Păi de ce fug de tine? De ce fug de tine? Mă fac diferență de la cer până la pământ, ori român, ori țigan. Din țigan, că vorba vine și nebună, nu mă scoate televiziunea. Pe mine nicio televiziune nu m-au luat să spun ce am pe suflet și pentru ce ies în stradă. Aia morul au făcut mare rating, să le ajute Dumnezeu, Antena 1,
dar nu m-au plătit măcar să zică ia 50 de lei. Păi cum să poate? Cum să te cheme să nu te plătească? Poftim? Cum să te cheme să nu te plătească? Nu m-au plătit, m-au mințit, am iscălit un contract, nu m-a lăsat nici să-l citesc, oameni buni. Așa? Și eu l-am iscălit ca să le fac lor bine. Dar ei, dacă erau oameni de omenie, trebuia să mă plătească, că le-am spus că am fost la casa de copii și că plătesc o chirie și că de-abia am ce să mănânc. Și a spus să îi scălesc acolo și nu m-au plătit. M-au mințit. Pe la ce televiziune, pe la ce televiziune ai mai fost? La șef de cuțite. Șef la cuțite. Ce ai gătit acolo? Am făcut acolo mâncare de cartofi. Tocăniță. Cu ciolan afumat și o salată de varză. Auzi ce te întreabă lumea, Duță Viorică, ai muncit vreo zi din viața ta, Floricico? Da? Spune-le, da? Unde, spune-le unde ai muncit, că toți mă întreabă aici. Oameni buni, sper să nu mă judecați. Dar numai Dumnezeu știe cât am muncit eu, fără să cer un ban! V-am spus, am muncit când am ieșit de la casa de copii, la 17 ani, că nu-ți dă nimeni casă. Te lasă păstrăzi când ieși de la casa de copii. De la 17 ani până la 40 de ani. Eu am 44 de ani, de 4 ani am o pensioară. Păcat de boală. Oameni buni, eu am muncit de la 17 ani până la 40 de ani și mi-am scos farfuria de mâncare și să am unde să mă culc. Eu am muncit pe mâncare și pe culcare. Eu n-am luat un ban. Am lăsat loc de bună ziua. Am lăsat oameni, am lăsat omenie în viață. Am muncit. Auzi că spune-i, fii atent ce spune lumea aici. Să le fie rușine, noi vrem să fie pace și liniște. Spune Gordon. Da, și o pace și liniște, dar n-o să fie. N-o să dea Dumnezeu să fie. Voi, dacă nu țineți la țara voastră, nu o să fie pace. Explică-le pe un ton. Explică-le pe un ton. Explică-le. Eu nu pot singură fată să ies la miting. Am ieșit în Tomerou la miting, la noi, în România. Dar nimeni n-a ieșit pentru dreptul omului și pentru pacea omului și libertatea omului. Nimeni! Că vă e frică. Eu pe mine putea să mă omoară lumea. Dar am ieșit pentru voi. Că eu n-am copii, n-am familie. Eu sunt singur. N-am pe nimeni decât pe Dumnezeu. Și am ieșit pentru voi. Dar voi n-ați ieșit în stradă pentru voi. Spune-le ceva la bărbați ăștia fără ouă, care nu iasă la meeting-uri. Că mai nu iasă femeile la meeting-uri, că bărbații nu mai au tupeu. Să le fie rușine la toți care nu ieșe la meeting pentru țara lor. Așa, să păcat mare. Și când o să ia, vrea să iasă la meeting, când o să dea urgență și atunci o să regrete ei când vede că copiii, doamne, așa e, așa e. Știm că ai fost și pe la Taraf TV, ai fost și pe acolo chemată, nu? Am fost la Taraf TV, dar nu m-a plătit nici ăștia. La Lucian? M-au mințit, dar eu n-am cerut bani. Pentru că am zis că e lumea în depresie și am zis că e urgență în carantină. Și am vrut să fac lumea să iasă cu zâmbetul pe față, că m-a așteptat toată lumea pe fiecare seară. 7 zile am fost la Taraf TV. Și lumea m-a așteptat, pentru că eu îi scoteam din stres, din supărări. Știu că era... Din cauza lor am venit, dar nu m-a plătit niciun ban. Dumnezeu să mă bată dacă voi minți. Spune-le să le fie rușine. Să le fie rușine la toți și să fie sănătoși și care nu m-au plătit. Rușine! Pentru că mie mi-e frică de Dumnezeu și eu l-am pe ăsta. Ai obraz, foarte bine. Un caracter mai presus ca și orice, Floricico. Foarte mult. Și pe ăsta l-am. Auzi ce spune o femeie. Muncește menajeră în casa la oameni. Și pe mine mă ajută și să știți că e foarte curată și cu bun simț, spune doamna Daniela Daniela. Mulțumesc, Daniela, din suflet și din inimă. Ești un om de omenie. Îți mulțumesc din suflet.
Mario, Mario spune, la taraf ai fost plătită, ci că minți, auzi. Dumnezeu să mă bată dacă am fost plătită. Bună seară, Floricică, te iubim. Auziți? Uitați, asta este de la Ierusalim, mi-a adus o primi. Dacă m-a plătit. E mir de la Ierusalim. Eu această cruce cu mir, eu îl port la gât. Pentru că am credință în Dumnezeu. Eu vă spuneam. Oameni buni, vă mai spun încă o dată. Cei care doresc să susțină pe Floricica Dansatoarea, pe Floarea Dragomir, o găsiți pe Facebook, unde are pus și contul ei. Și puteți să-i faceți o mică donație dacă vreți să o ajutați. Cred că ar fi ok. Vin sărbătorile și pentru ea și pentru noi toți. Și fiecare și-ar dori să aibă câte ceva pe masă acolo. Bravo, bravo, că crezi în Dumnezeu, spune Bibi, Bibi. Te pup, Bibi, te pup, Bibi. Simeon, Angelica, spune, așa e, foarte respectoasă. Sunt. Bravo. Foarte respectoasă și mai bine mă las pe mine și dau la unul care a mărât. Rușine televiziunilor. Și forma mănânc eu, dacă vă căse satul. Ne mai scrie Martin Helmut, rușine televiziunilor române și emisiunilor de divertisment. Toți dau sau folosit de ea pentru faimă. S-au folosit toate de mine, așa e, toate televiziunile s-au folosit de mine. Toate m-au mințit, toate și eu am fost dreaptă, Dumnezeu mă bate. Dumnezeu mă blesteamă dacă eu îi minți. Toate s-au folosit de mine, toate. Nu mai apă nimeni. Tot mereu am spus și eu la televizor, luați-mă și pe mine să spun și eu. Să spun și eu de țara mea, vă rog din suflet, nu vreau nimic. N-a vrut nimeni să spun de țară. Nimeni nu m-a luat când am spus că vreau să vorbesc ce se întâmplă în țara noastră. Ce vreau pentru țara noastră. Nimeni n-a vrut să mă ia. Dar să le fac lor inting, au vrut să mă ia. Lor nu le-a contat țara. Lor le-a contat banii, puterea, ratingul. Ei pentru rating te-au dus acolo, e adevărat. Asta da. Da, adevărat, așa și la mine, Floricica. Adriana Vali spune că ești o fată de nota 10. Îți mulțumesc, Adriana Vali. Îți mulțumesc din suflet. Mulți ne vin, n-au vândut țara. Jumate din țara noastră este vândută și eu îi cred pe românii noștri care plec în diaspora și toți din diaspora. Toți din diaspora. Dacă domnul președinte Iohannis o dau urgență, că deja am auzit că se închide granițele. Toți din diaspora, să vă țină Dumnezeu sănătoși, pentru că voi nu plecați de plăcere. Plecați de amărăciune. Multă lume foarte spuneți, ajutați. O încercăm să o ajutăm cum putem. Pune mână de la mână, așa că pe toți prietenii mei și toți fanii OV Sound TV online, dăm urgență și spunem cei care doresc să o ajute pe Floricica Dansatoarea. O găsiți pe Facebook. Florea Dragomir are un cont acolo unde puteți să-i faceți câte o donație dacă vă lasă inima. Au adus-o pe Vulpița și pe Floricica nu au ajutat-o cu nimic. Auzi? Chiar dacă a adus-o pe Vulpița, eu nu mă oftic. Eu o fac la mărât. Eu mă bucur că a ajutat un om amărât. Eu mă oftic pentru că nu au fost oameni de omenie cu mine. Păi cum, mă, Floricică, să nu te duc acolo să te țină și fără să-ți dea un ban, e normal? M-au lăsat nemâncată la amor. Mi-a dat cartofi, să mă ierte Dumnezeu.